Thank you.
Numărul 3, Școala Gimnazială numărul 6, Alexandria. Domnul Gheorghe Paisla, oficii, stată de premiere. Înainte să fac cu premierea campioanei,
copilaj, dacă nu știai, chiar nu știu de când e prima dată. Wow, ce fain! Felicitări! Bravo! Bravo! Și premiul pentru cel mai bun jucător, care este? Încă o dată mă repet, jucătorul final e moment împreună cu profesorul în branța la campionatul european. Felicitări, domnișoare, și să ne aducă amintiri plăcute de acolo din Franța. Și acum, echipa campioană, locul 2, scuzați, locul 2 este echipa reprezentanta celui Strâmb Mehenic, școala gimnazială Regele Mihai I. Mare noroc! Domnului, imediat, da? You are the champions. Ați început greu, dar noi de-aia mult, da? După ce pune medaliile, vom asculta Grand Champions. Campioana acestei ediții, echipa școlii gimnaziale Liviu Hebreanu din Târgu Mureș. Felicitări! Thank you.
Nu sunt decât 15.000 de euro. Înainte de a începe o altă premiere, domnii care ne-au onorat cu prezența vor să ofere un premiu celui care a făcut posibilă această organizare, domnului director, profesor Sandu Petru. Este fără euro. Să trecem la celălaltă etapă, la băieți. Școala gimnazială Mihai Viteazu, Alexandria. Pentru inimoasa galerie care am fost.
acest moment avem premiile speciale. Portarul de la grupa băieților, Cătălin H. Cel mai bun jucător, nu? Moralul Matei! Bravo! Bravo, Cătăl! Bravo, și, dacă înțeleg bine, este desemnat editivul băieților. Îl aplaudăm pentru această devotare pe care l-a. Avem și un concetăr, Matei Chirilă. Dacă permiteți. Matei, mai de și o prată la campionatul prată. Deci Matei va pleca în campionatul. Este finalei. De ce va pleca? Va merge în trasă. Locul 2. Școala gimnazială Iona Cărbiceanu Cus. Bravo, copii! Bravo, băieți! Bravo, bravo! Bravo, băieți! Ardealu! Hai, Ardealu! Dar nu la niciun gol, dar nu la niciun gol. Oh, dar cum? Ești obligat să dai. Școala gimnazială numărul 43, Ilian Galea.
Nu te de la neam scolă, nu? Nu! Ce nu știu să Când ești în domeniu și te bagi în față, atunci apare. Da? Nu știu, nu ai Hai să urmărim acolo, bravo!